Hei, iată-ne din nou la horoscop, sper că sunteți în formă, sper că luna nouă și mai ales luna neagră nu v-a dat prea multe bătăi de cap. Și pot să zic că avem o săptămână interesantă, avem foarte multe aspecte între 4 și 7, mai ales pe 7 și apoi pe 9, dar vom discuta despre fiecare în parte, la fiecare zodie în parte. Veștile bune sunt pentru Capricorn, pentru Berbec, pentru Leu, pentru Vărsător, pentru Pești, mai puțin bune pentru Taur și Scorpion, dar cu toți avem Taurul și Scorpionul undeva pe horoscop, deci pe fiecare zodie în parte, un pic, o să o zdruncine așa săptămâna. Ce vreau să vă zic de la bun început este că trebuie să aveți grijă în această perioadă la agresivitate și în special um, acea tendință de a fi mai impulsiv care se poate um, să vă facă um, mai antisocial ca să nu zic altfel. Deci încercați să fiți cât se poate de drăguți și de drăgălași și mă refer aici la tauri, la fecioare, um, la Raci la scorpion, știți voi deja cu multe feluri de venin. Cam ăștia, vă rog, tare 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 mult, să aveți grijă la reacțiile voastre pentru că s-ar putea să fiți un pic um, cam dur și să nu vă dați seama. Iar un plus ce, ce vreau să mai atrag atenția de la bun început este așa pe data de 5, undeva de dimineață, așa. Vom avea două aspecte interesante. Unul mai interesant ca celălalt. În primul rând avem intrarea lui Mercur în zodia Racului, ceea ce va aduce foarte multe schimbări în mentalitatea fiecăruia și foarte multe decizii care se vor lua altfel decât se luau înainte. Vom vedea la fiecare zodie în parte și apoi un al doilea aspect, tot în data de 5, va fi intrarea lui Marte în zodia taurului. Ceea ce o să ne placă sau nu o să ne placă, dar iarăși vom vedea la fiecare zodie în parte. Și acum, hai să trecem deja la berbecul nostru drag și scump, care are o mare și bună veste. Dragii mei, dragele mele, ascendenți sau zodie berbec, fiți foarte, foarte relaxați pentru că din această săptămână lucrurile se vor schimba în bine. Scăpați de niște probleme și vă eliberați de niște situații. Mai mult decât atât, aș putea să zic că Ego-ul vostru va da foarte multă bătaie de cap, iar de acum încolo lucrurile stau mult mai cald și mult mai bine pentru sufletele voastre. Și sunteți într-o perioadă importantă pe teme financiare, pe teme familiale și o săptămână plină. Hai să vedem. 4 iulie. O să vă rog să fiți foarte pe fază la serviciu. Este ziua în care trebuie să munciți foarte, foarte mult și așa de luni de dimineață să vă puneți pe treabă. Pe data de 5, în schimb, lucrurile se schimbă foarte tare. De unde intrase răți în rutina de luni, așa obișnuiți cu o săptămână mai pe brânci sau nu? Iată, de pe 5 încolo, lucrurile se schimbă destul de tare pentru voi și pentru noi toți. În primul rând, vreau să fiți foarte deschiși atât pe 4 cât și pe 5 cât și pe 6 la tot felul de dialoguri importante. Fie ele cu oameni cu care n-ați mai vorbit de mult, fie ele dialoguri, eu știu, cu persoane importante, apropiate de sufletul vostru. Foarte multe discuții, foarte multe schimburi de idei care trebuie să se întâmple. Uh, și concentrați-vă cât de tare și cât de mult pe, uh, iată, acest lucru și anume comunicarea în familie. S-ar putea să trebuiască să luați niște decizii diferite decât le-ați luat până acum. Să țineți mai mult cont de familia voastră, să vă gândiți mai mult la impactul deciziilor voastre asupra celor dragi vă. Asta cam undeva pentru 3 săptămâni, o lună. Deci fiți foarte uh, deschiși deja din 4 seara și din 5 mai ales la acest gen de situații. Dacă marți de dimineață nu v-ați trezit foarte bine, să știți că este din cauza lui Marte care intră în zodia taurului, e bine că într-un fel vă... vă scoate din agitație că v-a agita destul de mult în ultima lună, dar vă pune pe treabă și anume vă pune să faceți bani. Așa încât, iată, din 5, fie așa cu noaptea în cap, fie puțin mai târziu, fie poate chiar și în 5-6 zile după data de 5, veți începe să vă preocupați foarte mult de domeniul vostru financiar. Trebuie să puneți osul la treabă, trebuie să vă concentrați energiile în acest uh, scop. Să faceți cât mai mulți bani sau să vă organizați cât mai mult și cât mai tare în zona financiară. Pe de altă parte sau o parte dintre voi ar trebui să vă puneți pe strâns de bani, pus de bani undeva la bancă la ciorap unde vreți voi pentru uh, diferite uh, investiții mai târziu. Apoi, toți pe cinci vreau să aveți grijă la o situație mai puțin plăcută la serviciu sau la ceva dureri uh, din cauza stresului, al zice, sau mai mult decât atât din cauza furiei. Nu în ultimul rând, fiți uh, foarte atenți după amiază seară la uh, tot felul de alte dialoguri care ar trebui să se întâmple de data asta cu persoana iubită sau cu cineva drag uh, vouă, dragă vo, uh, așa la nivel de iubire, de cuplu. Apoi, pe 6 vreau să fiți foarte deschiși apropo de relația de cuplu, dar atenție, nu încercați să vă vărsați nervii pe persoana iubită. Aveți o zi în care trebuie să vă organizați, trebuie să vă deschideți către cuplu, către proiectele de cuplu, către ce este mai important în relația voastră și în niciun caz să nu vă faceți, eu știu, planuri de plecat, de fugit, de despărțit sau lucruri așa mai la, nervi, la nervozitate. Ei, și apoi deja pe șapte vreau să fiți foarte atenți, pentru că orgoliul vostru financiar s-ar putea să intre în acțiune și s-ar putea să vreți să faceți niște cheltuieli mai mari decât trebuie sau să vă, știu, să vă dați mari, cum zicem noi, să vă dați mari pe fond financiar. Nu știu cât de bine e, n-aș vrea să faceți lucrul ăsta și dacă s-ar putea, încercați să evitați această tensiune din cauza banilor. Tensiune, agitație sau eu știu cum o numiți voi... O stare din asta de trebuie, trebuie, musai sau trebuie să arăt sau trebuie să demonstrez sau trebuie să-mi demonstrezi mie. Apoi, pe data de 8, foarte mare atenție la ceva situații care s-ar putea să nu fie foarte ușoare. Deja de pe 4 încolo ați scăpat de multe probleme, însă, însă, data de 8 vă arată ceva. Vă arată să reparați ceva sau vă arată să nu știu, să ieșiți dintr-o situație în care v-ați tot plimbat așa în buclă și nu s-a rezolvat nimic. Sau din alt unghi sau din alt punct de vedere, aveți nevoie să înțelegeți niște lucruri pe care iată altă dată nu le-ați înțeles sau nu le-ați privit din unghiul din care trebuia să le priviți sau, eu știu, bucla tot se mai continua și mai intrați într-un ciclu și încă într-unul și încă într-unul. Ce vă recomand? Fiți cu băgare de seamă, fiți în gândurile voastre, fiți în simțurile voastre și evitați să vă predispuneți la ceva distructiv sau la ceva autodestructiv. Însă și ziua de nouă va fi foarte dificilă dacă ați intrat deja pe un vibe din ăsta de distructivitate de sau de autodistructivitate. Ea în sine, ca zi de weekend, zice să vă lăsați în uh, uh, plăcerile voastre, să vă dați voie să trăiți la prezent și să uitați trecutul sau să vă rupeți de trecut. Acum, atenție, și pe 8 și pe 9 s-ar putea să vă simțiți vinovați din cauza unui lucru sau unei situații. Ideea ar fi că ar trebui să învățați din acea situație și să nu uh, o negați. Vedeți voi cum faceți lucrul ăsta. Iar duminică, mare distracție, mare, dacă nu plecați pe undeva, poate vă întoarceți de undeva, dar, în tot cazul, ia ca zi de dimineață, s-ar putea să vă facă neplăceri, astfel că dacă trebuie să plecați sau să vă întoarceți de la un drum, m-ar interesa să plecați mai târziu, să nu plecați chiar la primele ore, ba chiar undeva mai după amiază, o mai spre seară, dacă ar fi posibil, pentru că dimineața până în prânz este mai dificil și mai greu. Ați putea întâmpina mai multe genuri de situații și, în mare parte, neplăcute. La drum, în special. Așa, să vedem ce fac dragii noștri tauri de data asta. Ei bine, dragii mei, pregătiți-vă, fiți pe fază pentru că începeți să dați pe din afară de orgoliu. Ați avut o perioadă interesantă, mă rog, mai puțin între februarie-martie. Um, deja din martie încoace v-ați bucurat de foarte mulți pași. Acum depinde și de harta fiecăruia ce ați făcut prin 15-16 mai, dar una peste alta, iată, din 7 iulie încolo trebuie să fiți cu băgare de seamă pentru că lucrurile încep să se întunece în uh, gândurile voastre sau în uh, deciziile voastre. Uh, și cel mai. Dubios, să zic așa, este faptul că s-ar putea să vedeți lucrurile alea care nu sunt bune, să le vedeți bune și să vă facă cu ochiul tot felul de situații care nu vă sunt favorabile sau, mai mult decât atât, să fiți voi în acest rol și să-i ispitiți pe alții în lucruri care nu sunt neapărat foarte ok, fie energetic, fie financiar, fie vedem noi despre ce va fi vorba, așa, în perioada ce urmează, mai ales după șapte încolo. Ce mă interesează foarte tare este, din punctul vostru de vedere, mai ales să fiți foarte atenți la acest aspect, inclusiv la intențiile bune care sunt presărate cu nervii, inclusiv la lucrurile care par frumoase, dar sunt mierea doar la suprafață pentru că deja a zice 31 iulie și intervalul ăla de final de iulie, început de august, să vă mai aduceți aminte când vă povesteam horoscopul pe 2022, tot ziceam așa, așa despre 25 iulie, 29 iulie, 31 iulie, 1 august, Mă rog, s-ar putea iată că dacă vă lăsați prinși pe, pe un drum din ăsta nu tocmai ok sau într-o horă din asta de energii mai puțin pozitive, pe 31 iulie să vă pară rău. Deci mai bine stați în banii voștri, să zicem, decât să vă îngrenați în tot felul de situații neplăcute și costisitoare la un moment dat, în final de lună iată. Și acum hai să vedem cum stă săptămâna pe zile. Și avem 4 iulie pentru Tauri Ascendent Tauri. Este o zi în care ar trebui să vă adunați și să vă refaceți puterile. După caz, unii să fiți cu prietenii, alții să meditați, să fiți zen, să scăpați de griji. Pentru că pe 5 deja, Marte intră în zodia voastră și pentru o lună, o lună și ceva de aici încolo, trebuie să fiți foarte concentrați pe voi, să acționați foarte mult în concordanță cu voi. Atenție pe ideea aia, atragem ceea ce suntem, nu ceea ce vrem. Acest Marte în Taur vă va aduce să atrageți exact ceea ce energia voastră spune. S-ar putea să deveniți mai agitați, mai puțin siguri pe voi. Voi, bărbații, zodei atenție că s-ar putea să fiți foarte aparent ok, dar în esență anxioși sau, eu știu, să vă pierdeți respectul de sine pe alocuri. În tot cazul, acest în Taur vă cere să depuneți foarte multă energie pe domeniile de interes personal, să zicem așa, și mai ales pentru nevoile voastre reale. Și aici mă refer la corpul vostru, la mintea voastră, la sufletul vostru, la profesia voastră, tot ceea ce este de bază, să zic, în personalitatea și în identitatea voastră. Apoi, tot pe 5, intrarea lui Mercur în RAC, o să vă dea și vouă foarte mult chef de vorbă și în special de a povesti despre ceea ce simțiți și de a vă deschide sufletul punând lucrurile în cuvinte, în propoziții, în mesaje, în, eu știu, declarații. Pe de altă parte, atenție că va trebui să vorbiți și despre frustrările voastre și să aveți în vedere să luați și niște decizii împreună cu oamenii dragi parte dintre voi, atenție, aveți nevoie să discutați mai mult, mai ales de la luna nouă încoace, să discutați mai mult cu frații, cu nații, surorile sau cu natele voastre și să împărtășiți mai multe opinii cu ei. Dacă n-ați mai vorbit de mult cu anume oameni dragi vă sau cu familia sau cu oameni pe care știți din copilărie sau vedeți voi de cine vi se face dor, Iată, de marți încolo, o lună de zile, tot să vă schimbați uh, opinii și păreri cu foarte mulți oameni apropiați vă. Apoi, uh, dezvoltare foarte mare la capitolul intelectual. Trebuie să vă apucați de citit, de învățat, de tras concluziei, de a afla răspunsuri și parte dintre voi veți face și ceva uh, acte, documente, mm, aș putea să zic uh, tranzacții inclusiv. Tot o parte dintre voi vă veți gândi să schimbați mașina sau să, eu știu, să schimbați drumul înspre serviciu sau înspre casă, să faceți o altă dinamică la, la volan, dar și să schimbați un pic mentalitatea și probabil veți începe să vorbiți în alt fel, să folosiți alte cuvinte, să, eu știu, să. Descoperiți alte sensuri din polisemantica uh, limbii sau vedeți voi despre ce alte lucruri interesante uh, veți mai uh, trage concluzii pentru că va exista un aspect foarte interesant între uh, sau să zic o paralelă între ce credeați, ce vă doreați, ce gânduri aveați, ce proiecte intelectuale aveați în trecut, foarte în trecut în copilărie și să faceți această paralelă cu prezentul, să trageți câteva concluzii în acest sens. Apoi, pe 6 e o zi interesantă, puneți-vă tare, tare pe muncă, dar atenție, în seara de 5 spre 6 sau chiar în noaptea de 5 spre 6, sunteți un pic agitat și s-ar putea să nu prea dormiți sau să fiți poate un pic mai fricoș, mai panicoși, mai din dorința de control, să vreți nu știu ce să faceți. Oricum o stare de nervozitate, de furie, de enervare, poate vă enervează un prieten, un copil sau un părinte, după caz, și din punctul ăsta de vedere să nu vă iasă. Deci, revenind la ziua de 6, trebuie să faceți foarte multe lucruri, trebuie să vă preocupați de a duce la zi lucrurile nerezolvate la timp la serviciu. E așa o zi mai de responsabilități și cât de mult posibil să vă implicați până ce veți termina cu totul lucrurile, proiectele, eu știu, atribuțiile zilei, să spunem. Apoi, pe șapte, mare, atenție mare, începeți un aspect interesant și lucrurile se vor schimba destul de tare în, în voi. Se vor schimba efectele zilei de 5, încep să se resimtă și vă povesteam deja când ziceam despre această săptămână că, iată, lucrurile s-ar putea să se schimbe în trăsăturile voastre în identitatea voastră sau doar în încercările de care vă veți lovi de pe șapte în col. Ce m-ar interesa ar fi să vă păstrați lumina divină și să nu cădeți în ispite și în păcate, ci să fiți voi cei care vă știm așa de zi cu zi. Um, Ego-ul ăla vreau să aveți grijă în principal cu el și mai departe vedeți voi ce veți simți, câtă siguranță de sine, câtă bucurie, plăcere și câte răutăți vor, își vor face loc sau își vor băga în nasul în personalitatea voastră. Apoi, pe 8, este o zi importantă, o zi interesantă din punct de vedere al cuplului. Și vreau să vă dați voie la vindecare. Vindecare personală sau vindecare în cuplu sau a voastră ca partener-parteneră sau a proiectelor de cuplu sau a modului de interacțiune în cuplu sau pur și simplu să dezvoltați împreună cu persoana iubită un nou obicei de a vindeca la voi câte ceva sau de a face lucruri care vă vor ajuta în vindecare. Apoi, pe nou, vreau să aveți grijă tot despre cuplu este vorba și trebuie să aveți în vedere unde greșiți și nu vreți să recunoașteți. Ce negați? Ce negați la persoana iubită sau ce negați în relația voastră? Scurt și cuprinzător, învățați din greșelile trecutului și lăsați trecutul cu greșelile lui cu tot în spatele vostru, trăiți la prezent fără a mai fugi de, eu știu ce, greșeală sau vinovăție. Pardon. Iar pe 10, deja ca într-o zi de duminică, bine ar fi să vă odihniți, să vă refaceți bateriile, pentru că ea poate să fie o zi mai greoaie. Uh, greoaie în sensul emoțional sau în sensul um, poate chiar spiritual. S-ar putea să fiți foarte agitați în sine, o stare de anxietate plus o stare de nu știu, soră cu depresie, așa, care vă macină puțin sau puțin mai mult, după caz, în tot cazul, cel puțin până la orele amiezii, fiți cât se poate de, în confortul vostru, așa, liniștiți cum vă știm noi. Și am ajuns mai repejor, așa, la gemeni. Dragii mei, dragile mele, Avem ascendentul sau zodia gemeni, uh, repejor, repejor, într-o perioadă interesantă. Pot să zic că nu sunteți în cea mai bună formă, uh, dar măcar ați scăpat de câteva situații dificile. Mai rămân însă altele uh, pe fundal și mai mult decât atât, din această săptămână încolo vreau să aveți și mai multă grijă cu sănătatea mai ales dacă în, în forul vostru interior, în lumea voastră interioară, e un foarte mare consum și dacă ego-ul vostru vă dă foarte multe bătăi de cap. Și avem 4 iulie, o zi interesantă din punct de vedere al relației voastre și al familiei voastre. Este o zi în care bine ar fi să stați cât mai mult cu cei apropiați ai voștri sau să vă încercuiți de cei dragi. O zi de preocupări și priorități familiale. Apoi pe 5 deja lucrurile se schimbă tare, dacă săptămâna promitea să fie liniștită, așa ca într o uh, săptămână de începută uh, cu dreptul, iată pe 5 deja lucrurile nu mai stau la fel și începe tăvălugul. Avem odată intrarea lui Mercur în Rac bine sau nu pentru fiecare, va vedea fiecare în funcție de harta natală, dar cert este că a ieșit Mercur din zodia voastră de dimineață așa și vă lasă să vă vedeți de treabă. El zice că va încărca suficient, sperăm că va încărca suficient și vă dă de muncă la capitol financiar. Trebuie să vă gândiți foarte mult la banii voștri de aici încolo, adică de pe 5 iulie, cam o lună de zile, să fiți foarte, foarte pragmatici din punct de vedere financiar. În altă ordine de idei, fiind în zodia Racului, ceea ce nu-l face neapărat să fie fericit pe Mercur, implicit nici vibrația voastră nu e la fel de benefică așa cum era când iată săptămânile trecute, Mercur se afla în zodia voastră. Deci trageți niște concluzii din acest aspect și gândiți-vă cum veți face, pentru că s-ar putea să fiți mai frustrați, iar frustrările vor veni din cauza banilor. Apoi, tot pe 5 martie va intra în zodia taurului, iar pentru voi acest lucru va zice atenție la sănătate. O lună, o lună și ceva, trebuie să vă dați... Mai multă importanță sănătății și resurselor voastre reale. Trebuie să fiți cât se poate de odihniți, să vă adunați, să scoateți de suprești tot ceea ce ți-a ascuns ca și suferințe, ca și neplăceri. Trebuie să vă îngrijiți mai tare de forul vostru interior. Trebuie să faceți mai multă introspecție. Trebuie să vă gândiți mai mult la voi. Apoi, tot pe 5 vreau să aveți grijă la o discuție, un dialog mai puțin plăcut în familie. S-ar putea ca cineva furios să-și verse nervii pe voi sau să vă înfuriați și să iasă o ceartă de mai mare dragul cu cineva apropiat. Apoi, pe 6, mare atenție că lucrurile încep să se întâmple într-un mod pozitiv și recomandarea mea ar fi să vă ocupați de lucrurile frumoase, să vă găsiți, eu știu, ceva care vă vindecă, să vă duceți către un prieten, o prietenă care vă unge pe suflet cu bunătatea sau cu înțelepciunea sau cu înțelegerea lui sau ei. Pentru alții s-ar putea să fie așa în mijloc de săptămână o zi de distracție sau o zi în care aveți nevoie de mai multă bucurie. În altă ordine de idei, pe 6 și pe 7 vă recomand să vă țineți cât mai bine în brațe copilul interior și să-i faceți pe plac, pentru că voi, gemenii, sunteți unul din, unii dintre cei care au o capacitate foarte mare a copilului interior. Apoi, pe șapte că am adus vorba, tot uh, e important copilul interior, cum spuneam, dar mai este important încă un aspect, anume că sănătatea voastră începe să dea semne. Iar dacă dă semne de neplăceri, atunci vreau să aveți mare atenție și mare grijă, pentru că un mare consum sau o idee fixă sau o neplăcere la care nu vreți să renunțați sau, eu știu, grijile financiare, sau, mă rog, în funcție de harta fiecăruia, s-ar putea să vă roadă pe interior și să vă dea destul de multe bătăi de cap inițial, stres și mai târziu reacții neplăcute, inclusiv la interior, inclusiv la exterior. Tot de pe șapte încolo, dacă începe să vă macine gelozia, mare atenție mare pentru că s-ar putea să vă consume foarte mult. Și spre final de lună să vă treziți că sunteți destul de răi sau destul de afectați în sine voastră. Apoi, pe 8 vreau să fiți cât se poate te deschiși la serviciu, să munciți până peste urechi dacă se poate, pentru că trebuie să aduceți la zi foarte multe lucruri. Deja veți începe weekendul pe seara de 7, de 8, pardon, dar munca va rămâne destul de tare prezentă și s-ar putea să vă duceți la serviciu și pe 9 sau să vă luați de lucru acasă. Sau Poate că lăsați munca la serviciu și mai aveți o grămadă de alte responsabilități și atribuții în familie și acasă, încât nici nu vă dați seama când trece ziua de sâmbătă. În altă ordine de idei, mare atenție tot ziua de sâmbătă la sănătate. S-ar putea să fie vorba de ceva care vă supără, nu neapărat. De îngrijorat, dar atenție: că este posibil uh, să se manifeste ceva. Ia ca zi vă cere să vă vindecați. Deci, uh, că e pe 6, că e pe 8, că e pe 9, dați foarte multă atenție vindecării. <coughs> Și oricâtă treabă ați avea, nu lăsați deoparte acest aspect. Pentru că. Iată, sunt zile când e bine să ne ascultăm intuiția. La voi, aceste uh, zile uh, chiar vor spune multe lucruri care vă pot ajuta pe acest uh, vai pozitiv și pe sănătate în special. Iar pe 10 este o zi în care relația de cuplu vă solicită. Fiți așadar cât se poate de deschiși către persoana iubită și faceți lucrurile în doi. Chiar dacă, să zicem că o zi înainte nu, nu v-ați simțit neapărat foarte bine, încercați să, um, in, să cereți ajutorul, să veniți în întâmpinarea persoanei iubite sau pur și simplu să vă lăsați uh, ghidați de uh, cei dragi sau uh, cele dragi. Dimineața de duminică, atenție, nu vă vărsați nervii, nu vă lăsați influențați, s-ar putea să Vă înțepe așa câte una, câte alta, diverse surprize neplăcute sau, eu știu, să vă enervați din cauza unor persoane care nu vă răspund sau unor persoane care vă ignoră sau unor persoane răutăcioase. Mai bine lăsați lucrurile în treaba lor pentru că, oricum, dimineața zilei de duminică nu este drăguță mai pentru nimeni, așa? Deci stați calm în banca voastră și vedeți voi... Deja de la prânz încolo se schimbă vibrația zilei și altfel vor sta lucrurile. Ei și acum hai să vedem ce fac dragii noștri raci, pentru că ei sunt în niște aspecte dragii de ei. Ei bine, dragilor, aveți multe planete care vă, vă pun în valoare, dar aveți și energii care vă scot din valoare, să zic așa. Și avem patru. Iulie o zi interesantă în care trebuie să vă concentrați pe foarte multe lucruri. Dați-vă voie să fiți cât se poate de dinamici și ieșiți din sentimente pentru a vă concentra pe tot ceea ce ziua vă cere. La serviciu, în relație, peste tot, peste tot trebuie să fiți peste tot. Dați-vă voie să fiți cât se poate de dinamici. Deci, apoi pe 5 două mari schimbări se produc așa ca de marți. Prima este intrarea lui Mercur în zodia voastră, ceea ce înseamnă că această concentrare despre care vă vorbesc va deveni un subiect foarte important din viața voastră. Trebuie să vă organizați foarte mult mentalul, ideile, conceptele, idealurile, modul de gândire, mentalitățile, modul în care luați decizii, modul în care vă exprimați și tot ceea ce presupune. Și vine la pachet cu mintea și capacitățile ei. Dezvoltați-vă foarte mult tot ce ține de logică, rațiune, deducție, chiar dacă în construcția voastră lucrurile merg mai, mai degrabă pe intuiție, iată Mercur vrea să vă împrieteniți cu el, vă întinde mâna spre prietenie și nu refuzați pentru că este importantă această mână de ajutor pe care o veți primi -o și această concentrare în plus de care va trebui să dați dovadă în următoarea lună. Apoi, tot pe 5, intrarea lui Marte în zodia Taurului vă este foarte bună prietenă. Ea vă va schimba un pic optica și viziunea și iată vă veți schimba un pic scopurile, obiectivele, prioritățile. Veți vrea să Faceți lucruri mai mari și mai mărețe, vreți vrea să câștigați mai mulți bani, veți vrea să uh, lăsați ceva în urma voastră, veți vrea să faceți lucrurile mult mai calitativ, mai durabil, mai eu știu, mai important. Uh, pentru unii dintre voi o să fie o lună interesantă în care veți cunoaște foarte multe uh, anturaje importante sau veți intra în tot felul de organizații și asociații. Pentru alții dintre voi va fi vorba de o persoană care vă va schimba un pic personalitatea sau optica, o persoană care vă va proteja. Apoi, pe 6, deja lucrurile încep să se resimtă. 6 este o zi care va duce din trecut la prezent tot felul de lucruri de rezolvat. 7. Nu vă lăsați purtați de ego. Pentru că s-ar putea să fie mincinos acest ego și să vă treziți că vă bagă în probleme. Apoi, pe 8, bine ar fi să vă distrați, bine ar fi să începeți weekendul mai devreme. <coughs> Pentru că prietenii vă solicită, ziua și energiile ei uh, vă activează destul de mult și destul de bine. Uh, și vă recomand, dacă nu aveți cum să vă luați vacanță deja de vineri, vă recomand să vă uh, înconjurați de lucruri așa în elementul vostru, să zicem. Uh, și totodată și să beți multe lichide uh, și să vă in, uh, interesați dacă nu-i vorba de distracție, să fie vorba un pic de o prietenie nouă sau de eu știu, un obicei nou, o situație importantă care vă ajută să vindecați copilul din voi. Apoi, pe nouă, copilul din voi vă arată cât de mari sunt suferințele lui și a zice chiar că cineva va apăsa niște butoane negative în trecut. Aceste butoane negative sunau cam așa, nu ești bun de nimic, nu ești în stare, nu te pricepi, nu, nu și nu și nu. Iar ziua în sine vă cere să um, transmutați aceste suferințe, această stare de suferință, de depresie, de ciofia și să găsiți în voi toată puterea de a merge mai departe și de a trece odată pentru totdeauna de această suferință, frustrare, ciofia. Cu ajutorul prietenilor, cu ajutorul copiilor și cu ajutorul divinității, veți găsi ustensilele necesare să depășiți acest minus interior sau această descurajare sau frustrare, cum ziceam. Apoi, duminică, deja unii se distrează, voi pare că sunteți puși pe treabă, pentru că într-un fel sau altul, aveți foarte multe de făcut și nu mai așteptați ziua de luni, vă puneți deja pe serviciu sau pe atribuții sau deja vă treziți cu poftă de muncă. Atenție că vă aduceți aminte de dimineața așa că ați uitat niște lucruri importante sau că ceva s-a întâmplat, nu știu, ați omis, ați uitat, ați ignorat o situație și Repede, repede, va trebui să reparați. E și iată-ne la leu. Dragii mei, ascendent sau zodie leu, trebuie să vă puneți pe treabă. Sunteți dintre zodiile norocoase. Într-adevăr, nu vă lasă ceilalți în pace dar voi aveți susținerea astrală și nu prea vă dau mulți bătăi de cap. În schimb, sunteți într-o perioadă în care, dacă nu faceți alegerile care trebuie și dacă strălucește în voi acolo un aghiuță, un ceva cu cornițe, s-ar putea să faceți niște alegeri pe ego și să vă treziți că drumul respectiv duce într-o direcție nu tocmai ușoară dar probabil că este o provocare foarte interesantă care vă cucerește, deși nu va fi deloc ușoară și nu va fi deloc pozitivă, ci mai degrabă o lecție toxică pe evoluția voastră. Hai să vedem. Pe 4 iulie, interesant, aveți depus multe calcule pe foaie este o zi importantă în ceea ce se referă la banii voștri. Cinciulii aveți foarte mulți nervi din cauza banilor și așa o stare din asta de furie, ca și când nu vă mulțumește ceva, ca și când vedeți numai partea negativă a lucrurilor. Pe de altă parte, intrarea lui Marte în zodia Taurului nu este deloc ușoară pentru voi, și practic o lună, o lună și un pic din cinci încolo veți avea de depus un foarte mare efort profesional. Trebuie musai să vă calculați timpul, energia, proiectele. Trebuie să vă organizați cât de mult și cât de tare posibil. Tot de pe 5 încolo, intrarea lui Mercur în zodia racului s-ar putea să vă aducă la suprafață niște frustrări. Pe care luna nouă și luna neagră de săptămâna trecută le-a subliniat bine de tot, și care, iată, le veți trece prin filtrele intelectului și le veți înțelege. Și, după caz, veți avea o lună întreagă de revelații, așa încât, dacă sunteți pe o vibrație pozitivă, revelațiile sunt la putere. Dacă sunteți pe o vibrație mai puțin pozitivă, atunci atenție la aceste frustrări despre care vorbim care vă cer să le uh, uh, vindecați, să le înțelegeți, să vă uh, eliberați de ele. În egală măsură, atenție un pic la digestie din aceste motive uh, de frustrare sau de vibrație scăzută. Apoi, pe 6 aveți foarte multe de făcut și trebuie să fiți într-o dinamică foarte, foarte activ, foarte puși pe treabă, Um, mai mult sau mai puțin um, în, uh, pe drumuri, mai mult sau mai puțin pe telefoane, în tot cazul va trebui să rezolvați extraordinar de multe lucruri și lucrurile se mișcă cei drept într-un mod benefic. Uh, vorbiți foarte mult de vindecare sau parte dintre voi s-ar putea să faceți un drum undeva cu scop de vindecare. Apoi, pe șapte, iată. Ziua aia care s-ar putea să-și arate ecoul nu tocmai plăcut. Încercări în evoluția voastră, pentru unii s-ar putea să fie ușoare, pentru alții s-ar putea să nu fie deloc ușoare. Atenție, aveam pe vremuri un coleg cu care discutam așa despre subiectul ăsta. Pardon. Uh, fix pe modelul tu știi să deosebești un înger negru îmbrăcat în alb și un înger alb îmbrăcat în negru. E cam așa, este șapte pentru voi. Și poate și mai târziu și poate și mai devreme, pentru că sunteți într-un moment de evoluție în care trebuie să vedeți clar lucrurile. Negru e negru, alb e alb, rozul e roz, gri -i gri. -i, și tot așa ați înțeles voi mesajul. Este un moment în care um, trebuie să vă Puneți în funcțiune toți receptorii și să înțelegeți cât de bine și cât de tare lucrurile. Apoi, pe 8, mare grijă mare la uh, ceea ce vine din trecut, ceea ce n-ați reparat la timp, ceea ce vă roade, să zicem, uh, mai ales ca uh, situație de sănătate. Că e vorba de ceva ce moșteniți din familie, că e vorba de ceva ce este pe neamul vostru sau că e vorba de o situație a cuiva care suferă în familia voastră. Apoi, pe nou, mare grijă, pentru că, într-adevăr, lucrurile s-ar putea să o ia puțin razna. Dacă era vorba de sănătate și dacă mai este și contagios, s-ar putea să suferiți și voi. Dacă nu, atenție un pic la faptul că ar trebui să stați pe acasă. Poate că aveți mai multe de rezolvat sau poate că nu știți să gestionați niște lucruri și aveți nevoie de ajutorul celor dragi. Nu negați. Asta ar fi ideea. Nu respingeți, nu negați, pentru că dacă veți negați, ar putea să intrați așa într-o buclă de neplăcere și cine știe când se termină acest ciclu. Apoi pe 10 distracție. Dacă pe 8 nu erați foarte bine, pe 9 poate uh, ați luat situația și taurul de coarne. Iată, pe 10 într-adevăr lucrurile s-au îndreptat și puteți să vă faceți de cap, puteți să ieșiți la distracție, puteți să faceți ce vreți voi. Atenție cei care aveți copii. Uh, dimineața lui 10 iulie s-ar putea să fie un pic uh, obositor, dacă nu enervant de-a dreptul. Iar apoi, cei care aveți prieteni mai răutăcioși, atenție să nu vă strice un pic dimineața cu tot felul de supărări pe care ei le au sau pe care ei vi le fac vouă. Vedeți, aveți grijă cu prietenii voștri, ca să zicem așa. Apoi, să vedem ce fac fecioarele. Ei bine, ascendent sau zodie, trebuie să fiți foarte, foarte atenți la această săptămână. Pentru că luni, deja de dimineață, ba chiar duminică, în acest weekend, spre luni încolo, luna intră în zodia Fecioarei, deci vă cam zguduie emoțiile, mai ales ale celor care nu prea vă place să fiți emoționali și nu prea stați în emoții. Deci, toți cei indisponibili emoțional, lăsați-vă purtați de sentimente, de trăire, emoții, pentru că lucrurile încep să uh, se răscolească așa și energiile vă cer să vă reparați. Să vă reparați sufletul, să vă reparați inima, uh, să vă reparați după vreo rană emoțională sau să vă reparați acolo unde fix erați cel mai uh, închiși emoțional sau indisponibil după caz. Apoi, pe cinci mare grijă mare la nervii pe care le aveți pe voi înșiva. Sunteți foarte furioși și toată această furie se întoarce împotriva voastră. Mercur intră în zodia fecioarei, în zodia racului, pardon, iar pentru fecioare nu este neapărat un moment ușor. Aveți foarte multe lecții de evoluție la acest moment și sunt foarte multe lucruri pe care mintea nu le înțelege pentru că ele se află în suflet. Deci, dacă nu v-ați da voie să vă deschideți emoțional, iată, Mercur în Zodia Racului vă va aduce foarte multe uh, frustrări la suprafață ca să uh, vedeți ce faceți cu ele. Apoi, tot pe 5 martie va intra în Zodia Taurului, ceea ce pentru voi va însemna o deschidere mare către străinătate. Proiecte importante, proiecte realizări, bani, schimbări, uh, mutări în străinătate, cheltui de bani în străinătate câștigat de bani în străinătate, fiecare cu harta lui, în tot cazul, cam o lună de zile de 5 încolo, fiți foarte, foarte deschiși la astfel de proiecte, cu atât mai mult cu cât lucrurile vă sunt super, super, super favorabile. Apoi, pe șase. Banii sunt importanți, mai importanți ca oricând, dați-vă, timp să vă organizați financiar și totodată să cumpărați ceva bilete la un teatru, la un film, la ceva cultural, la ceva artistic, pentru că aveți nevoie să ieșiți dintr-o stare de agitație sau aveți nevoie să vă destindeți un pic. Apoi pe șapte, deja sunt câteva consecințe, să spunem ale acestor preocupări ale voastre, fie în relația cu străinătatea, fie în ceea ce se referă la banii voștri. Și a zice că trebuie să vă puneți în ordine toate gândurile, toate alegerile, toate deciziile și mai ales toate visele, obiectivele. De ce? Pentru că veți începe să vă doriți lucruri mai mari, lucruri mai speciale, mai deosebite, mai importante. Nu știu, oia care sunteți la un nivel uh, financiar mulțumitor, o să începeți să vreți să vă cumpărați avion. Oia care sunteți la un nivel mediu, o să vreți să depășiți acest nivel. Și uite tot așa, o creștere de. Uh, o trecere de la un nivel la alt nivel uh, de confort. Apoi, pe 8, mare atenție la ceea ce înseamnă drumuri. Pentru că aveți foarte multe drumuri de făcut și la fel și voi ca și lei, va trebui voi pe opt, iată, să faceți un drum de vindecare. Ori să mergeți undeva la un lac, la o apă, la o mare, undeva unde vă simțiți bine, vă încărcați, vă vindecați, ori să, eu știu, purtați un dialog cu cineva care vă vindecă, vă unge pe suflet, ori vedeți voi despre ce gen de drum și de vindecări va fi vorba. Mai aveți și foarte multe discuții interesante de purtat, dar atenție că printre astea se mai presară și câteva problemuțe, probleme sau mici neplăceri. Apoi pe 9, deja, dacă n-ați plecat pe 8, nici după amiază, nici seară, pe 9 plecați sigur. Este un drum pe care de mult vi-l doreați să-l faceți și iată, a venit timpul lui. Iar pe 10, fie vă întoarceți acasă, fie gândul vostru este în trecut. În trecut, orice ar fi el trecut, în viața trecută, în obiceiurile din trecut, în copilărie, în, știu, grădina bunicilor, în spațiul ăla din visele copilăriei voastre, în trecut undeva unde vă simțeați ca acasă și vă era bine. Iar lucrul ăsta s-ar putea să vă agite destul de mult și destul de tare și să vreți foarte mult să evadați dintr-o uh, lesă a trecutului, să spunem așa. Iată, ne ajungi la balanțe care vor avea o săptămână interesantă. Uh, astfel. 4 iulie este ziua care vă cere să dați foarte multă atenție în lucrurilor care vă consumă foarte mult în sinea voastră și pe care nu le lăsați să se vadă în exteriorul vostru. De aceea chimia voastră interioară este foarte importantă în acest 4 iulie. Sunteți într-o perioadă greoaie, o perioadă de lecție, o perioadă de. Uh, mult efort profesional, o perioadă de mari transformări de personalitate. De aceea, iată, vreau să uh, începeți de luni cu acest obicei, cu o rutină nouă, să vă preocupați de uh, ceea ce e mai greu și mai dureros în sinea voastră. Apoi, pe 5, intrarea lui Mercur în uh, Zodia Racului uh, vă va spune că fie voi vă ridicați la măsura așteptărilor voastre, fie voi singuri vă frustrați din tot felul de gânduri și așteptări și idei și scenarii și proiecții pe care vi le faceți. Aș zice așa, de pe 5 încolo încercați să vă ascultați intuiția cât de tare posibil, ba chiar din patru seara, cel puțin până joi-vineri, această capacitate pe care o aveți, intuiția voastră vă poate ridica foarte mult în evoluție și vă poate face o conexiune, o punte, un pod foarte frumos cu mentalul vostru și să iasă așa o, o chestie foarte interesantă, profesional, dar și personal. Ca și zi, este o zi foarte frumoasă de evoluție, dar mai are și alte aspecte. Pe de altă parte, unul dintre celelalte aspecte se referă la starea voastră interioară. Cum ziceam de pe 4, lucrați la voi, lucrați pentru că veți descoperi pe acolo, pe undeva, prin forul vostru interior, tot felul de lucruri care vă cam îmbolnăvesc la propriu sau la figurat și în special o oboseală și apoi următoarea pe listă este o mare îngrijorare și apoi următoarea pe listă s-ar putea să fie o preocupare pare și o solicitare interioară, un motor din ăsta care funcționează tare și mult și care vă camia din energie. Apoi, tot pe cinci, intrarea lui Marte în zodia Taurului, o zodie prietenă cu tine și Marte nu se simte nici în Taur bine, cum nu se simte nici în balanță bine, deci s-ar putea să cunoști sentimentul, să-ți fie familiar așa aspectul, deși nu e în zodia ta, dar e pe acolo. Uh, trebuie să te concentrezi foarte mult pe bani. Trebuie să-ți dai voie foarte mult să te organizezi, să faci lucrurile foarte um, substanțial, foarte stufos, durabil. Să fii foarte perseverent, perseverentă uh, la capitolul uh, finanțe, financiar, uh, bani, avere uh, și tot uh, acest cortegiu uh, eu știu de de analizat, de înțeles, de uh, văzut, de trăit, de uh, rezolvat. În altă ordine de, de idei, dragele mele, dragii mei, vreau să aveți foarte mare grijă uh, la persoanele cu care veți începe să intrați în uh, certuri. Veți atrage foarte multe neplăceri de ordine energetic acolo unde voi nu sunteți siguri pe voi și în special um, neplăceri de ordin spiritual, aș zice. Deci faceți mai mult pentru spiritul vostru, protejați-vă mai tare pe voi și mai ales spiritul vostru. Cam o lună de zile, dacă nu o lună și un pic. Apoi, pe 6, Deja luna intră în zodia balanței, ceea ce înseamnă că balanța va începe să se reconstruiască. Neapărat trebuie să vă îmbrăcați frumos, să ieșiți undeva într-un loc, într-o ambianță plăcută, să puneți în valoare ceva frumos din viața voastră sau din personalitatea voastră, pentru că, iată, este ziua, este momentul în care puteți să răsturnați pe modelul. Um, Uh, carul care uh, se răstoarnă, da? Puteți să răsturnați foarte multe uh, dintre problemele voastre și puteți să rezolvați foarte multe dintre situațiile grele cu care vă confruntați la acest moment. Important este să fiți siguri pe voi, să fiți în, în uh, capacitățile și abilitățile voastre. Și mă uit eu acum la laptop și aș zice mai mult decât atât: să fiți într-un moment de dorință de foarte mare evoluție. Vă puteți depăși limitările, vă puteți depăși condiția, puteți să creșteți foarte mult prin forțe proprii. Apoi, în altă ordine de idei, iată, vine ziua de șapte, care se pare că are foarte multe aspecte pentru voi, iarăși atenție la capitol spiritual, la conexiunea voastră cu spiritul vostru, la încercările ce vin către spiritul vostru. Apoi atenție, luna este în continuare în balanță, deci trebuie în continuare să vă puneți să aduceți frumosul în voi și în viața voastră și în jurul vostru să faceți în continuare lucruri care vă plac, să ieșiți undeva la un spectacol, undeva unde, eu știu, sufletul vă cheamă, dar mare grijă la ceva de ordin spiritual, aș spune, care pare îmbrăcat foarte frumos, așa, într-o poleială roz drăguță, interesantă, dar care, de fapt, va fi foarte înțepătoare și cu niște lecții destul de mari în zona spirituală. Tot pe, opt, tot pe șapte, atenție la excese. Ba chiar și pe 6, dar mai ales pe 7. Apoi, pe opt, foarte multe lucruri pe care trebuie să le faceți de ordin financiar. Trebuie să cheltuiți niște bani pentru vindecarea voastră sau trebuie să începeți un proiect de vindecare care mai târziu va cere o investiție. Sau pur și simplu să vă puneți deoparte niște bani pentru niște analize. Sau să mergeți undeva la un doctor. Apoi, pe nouă, preocupările financiare trebuie să se întâmple în continuare. De ce? Pentru că aveți multe calcule de făcut și o organizare financiară se cere foarte, foarte mult iar pe 10, așa ca de weekend, plecați repede, du-te o până undeva sau poate vă luați liber ziua de luni și plecați duminică după amiază, duminică dimineață, deși duminică dimineață nu v-aș recomanda. Horoscopul zice că sunt posibile tot felul de surprize la drum de dimineață, deci mai bine nu, plecați și voi undeva după prânz sau chiar și mai târziu încă. Ei și hai să vedem ce fac ei, dragii noștri scorpioni, ăștia cu multe feluri de venin, despre care tot vorbim de ceva vreme încoace. Ei bine, dragii mei scorpioni și scorpioni, ce fiți foarte atenți pentru că încep să se întâmple lucruri, să se schimbe lucruri. Avem 4 iulie, zi interesantă în cuplu, Motiv pentru care vreau să vă dați voie la tot felul de situații în altă ordine de idei. Uitați-vă bine, bine la viitor și gândiți-vă ce vreți de la voi în viitor. Cum vreți să arate următorii ani din viața voastră? Cum vreți să se deruleze parcursul, drumul, destinul vostru de aici încolo? Apoi, pe 5. Deja sunt trei aspecte importante. Un aspect, zice. Nu vă băgați în aglomerații unde se întâmplă lucruri menervante sau unde oamenii sunt nervoși. Apoi tot pe 5, Mercur intră în sodea Racului, iar pentru Scorpion se întâmplă lucruri pozitive. Veți avea cu cine să discutați, veți avea ce să împărtășiți și vă veți simți foarte în apele voastre ba chiar un pic inundați, aș spune, mai ales că ea ca perioadă și odată cu Mercur de pe 6 încolo, cam încă o lună, aveți nevoie de foarte mulți pași pe care să-i faceți pe de o parte în zona spirituală, pe de o altă parte în zona emoțională, pe de altă parte în sfera pregătire, elevare, cursuri inclusiv, schimbarea mentalității și foarte mulți pași interesanți, de făcut așa în, în forță, înainte spre cucerirea de noi emoții sau de noi teritorii emoționale, să zicem așa. Apoi tot de pe cinci, încolo intrarea lui Marte în zodia Taurului va însemna pe de o parte la doamne, domnișoare un partener care își face apariția. Vedem noi imediat dacă este sau nu ceea ce vă doriți, dar asta mai depinde, bineînțeles, și de harta fiecăruia. Este foarte interesant că acest partener care apare are așa o, o aură mai. foarte chece, așa. Vă prinde tare, nu știu ce să zic. Ne vom auzi noi dacă este cazul la astrogramă și analizăm compatibilitatea, dar în tot cazul este cert, femeile singure uh, din Zodia Scorpion vor avea parte de un partener foarte interesant în viața lor și o uh, perioadă foarte drăguță din punct de vedere relațional. Pentru cei care nu sunteți singuri, femei-bărbați nu contează, veți începe un proiect interesant de cuplu. În altă ordine de idei, aș vrea să aveți grijă de pe 5 încolo la tot felul de situații care vă solicită și va trebui să depuneți foarte multă energie în cuplu. Deci, iară zicem ce mai ziceam și săptămânile trecute, voi sunteți cei cărora vă place să primiți foarte multă atenție. Ei bine, de data asta este rândul vostru să oferiți învățați cum e că oferitu. La fel de multă pe cât vă doriți voi, da? Apoi, pe 6, foarte mare atenție, 6-7, inclusiv la sănătate și la starea interioară. S-ar putea să ascundeți chiar și de voi și vă o stare de angoasă sau o stare de depresie. Pe 7, mare grijă, la cât de interesantă este viața voastră de cuplu, pentru că s-ar putea, s-ar putea să fie tot felul de surprize și nu vă lăsați prinși așa de de nervi, nu vă lăsați prinși în nicio situație negativă, nu vă certați, inclusiv nu vă rupeți din relație ci bucurați-vă de pașii pe care îi trăiți, de sentimente, de energiile care se conturează, iată, iată, în acest moment, pentru că sunt foarte interesante, sunt foarte captivante, sunt, na, după caz, depinde de harta fiecăruia. Aș tinde să zic că pentru unii dintre voi s-ar putea să fie o perioadă grea în cuplu și să vă lăsați păcăliți de cineva care vă dă o lecție destul de dificilă. Apoi s-ar putea să apară așa o ispită pe la alții. Mă rog, multe de discutat, posibile variante, dar depinde de harta fiecăruia. Oricum, foarte mare accent pe relația de cuplu, iată, și în data de 7. Apoi pe 8, ușor, ușor, luna intră în semnul vostru, 8 și 9 sunt două zile extrem de interesante de a vă vindeca. Vindecați-vă voi singurei. Aveți această capacitate de a vă transforma, de a vă vindeca, de a vă uh, transmuta, de a tăia răul de la rădăcină, de a renaște și toate care vin, iată, la pachet cu aceste capacități ale voastre. Pe de-o parte ați putea să fiți foarte crus cu voi, ceea ce nu este deloc bine, pe de altă parte ați putea să vă vindecați, ceea ce este exact ceea ce ar trebui să faceți. Uh, însă, pe data de 9 vreau să aveți în vedere și faptul că um, aveți obiceiul să negați, aveți obiceiul, cum vă spuneam, și săptămâna a trecută să nu prea știți ce să faceți cu vinovăția, să o dați la o parte și să îl, îl luați pe nu în brațe, uh, și apoi mai trebuie să mai învățați să vă opriți. Un lucru foarte important care, iată, în data de 9 iulie se va sublinia foarte mult pentru voi. Iar pe 10 iulie, deja mulți bani de cheltuit și vă treziți așa de dimineață cu poftă de cumpărături. Cine știe ce investiții aveți voi de făcut? Da, ceva o fi. Mă gândesc. Da, hai să faceți cumpărături interesante și să aveți și mulți bani ca să îi puteți cheltui. Uh, și aștept și eu feedback-ul vostru apropo de, acest, de această săptămână interesantă și pe cuplu, și pe financiar, și pe vindecare pentru că îmi doresc tare, tare mult să depășiți, iată, să vă depășiți și voi condiția la capitolul venin și înveninare să nu vă înțepați cu propriul venin, ci să vă vindecați de propriul venin faceți așa, nu? dați voi feedback mai târziu, poate chiar și în săptămânile viitoare. Acum hai să vedem ce face Săgetătorul. Dragii mei Săgetători frumoși și uh, veseli, uh, Ascendent sau Zodie? Ei bine, avem așa, 4 iulie, o zi interesantă în care aveți foarte multe lucruri de muncit. Uh, și mai degrabă de pus în practică, nu știu, în cariera voastră sunteți foarte solicitați și bine faceți. Trebuie să dați dovadă de multă, multă disciplină, de o imagine foarte bună, de tot ceea ce puteți face în cariera voastră, în profesia voastră, foarte multe lucruri care vă pot aduce un plus de popularitate, iată, la început de săptămână. Apoi, pe cinci, mare atenție, nu este neapărat ușor, pentru că sunt foarte multe um, aspecte de nervare, ca să nu zic altfel. Așa încât, atenție, chiar și la magazin, dacă vă duceți, chiar și, eu știu, unde sunteți mai solicitați, voi vreți să reparați lucrurile, dar lucrurile vă enervează foarte tare. Pe de altă parte, vedeți o lecție de personalitate pe care o veți avea-o din cauza furiei sau din cauza nervozității a voastre sau a acelorați sau și, și Apoi tot pe 5 va intra în Taur Marte, ceea ce pentru voi înseamnă un proiect interesant, o muncă interesantă și foarte multă energie pe care va trebui să o consumați de aici încolo o lună și ceva pe un obiectiv interesant, important, profesional. Apoi tot pe 5 intrarea lui Mercur în zodiaracului o să vă aducă foarte multe de gândit. Și când zic de gândit, iau eu așa harta și mă uit ca să vă dau așa câteva idei, da? Păi ar fi așa, în primul rând, să vă gândiți mai mult la tot ceea ce este paradoxal, tot ceea ce este esențial, tot ceea ce este ascuns, tot ceea ce vreți să vă aducă un plus de farmec, toate lucrurile mai pline de mister din viața voastră. Mai mult decât atât, mai sunt tot felul de alte situații în care, iată, sunt uh, uh, posibile, ca să nu zic altfel, tot felul de uh, revelații, de momente de iluminare, uh, de situații extrem de favorabile și de importante, uh, dacă și mai ales pentru cei care aveți o foarte bună conexiune cu Divinitatea. Voi, prin definiție, ca și zodie fiind. Apropiați de Doamne Doamne. Pe de altă parte, tot Mercur în Zodia Racului vă va aduce foarte, foarte multe concluzii, dar și vindecări, dar și alte întrebări, eu știu, la rând, după ce aflați deja unele răspunsuri, faceți loc la alte întrebări să le găsiți răspunsurile. Oricum, o perioadă de cel puțin o lună în care multe lucruri veți înțelege, veți conștientiza și veți simți inclusiv. Frumos aspectul și foarte, foarte intens. Așa, aștept feedback-ul apropo și vești bune odată cu acest feedback. Apoi, pe 11, pe 6, pardon, o zi foarte interesantă, Deja eu mă gândeam la săptămâna viitoare ce vine de la acest aspect al lui Mercur în RAC, dar vom analiza noi atunci. Pe 6 este o zi foarte interesantă din punct de vedere al dorințelor, dar mai ales al obiectivelor voastre. Trebuie să vă puneți pe treabă și să vă vedeți într-un mod mult mai. într-o ambianță mai frumoasă. Trebuie să căutați pentru viitorul vostru lucruri mai frumoase. Ba mai mult decât atât, aș zice că vi se deschide o poartă, o ușă, o oportunitate prin care ve, veți putea realiza lucruri foarte artistice, creative, pe măsura priorităților și preocupărilor voastre foarte, foarte interesante. Apoi pe șapte, atenție un pic la un anturaj care nu-i de voi. Sau cum vreți voi, nu sunteți voi de el. Un anturaj slab, de vibrație slab. Mai bine vedeți-vă de treabă, ca să nu zic altfel. Aveți de ales între două situații. A zice una de o vibrație foarte mică și una de o vibrație foarte frumoasă. Vedeți o paia de, de vibrație înaltă și acolo unde lucrurile sunt sub uh, vibrația voastră, uh, uh, nu e cazul. Apoi uh, pe 7 uh, pardon, uh, foarte mare atenție la ceea ce va însemna Um, un uneco un ecou mare pe termen lung în munca voastră. Feriți-vă de lucruri înșelătoare. Apoi, pe 8, și sper că am zis tot cu asta, da? Um, o zi interesantă în care trebuie să vă preocupați de sănătate. Mm. Poate că ați obosit, poate că ați strâns foarte multe, poate că din interior s-au conturat niște reacții chimice nu tocmai ok, poate chimia interioară este într-o stare accentuată de încărcare. Sistemul vostru limfatic probabil are ceva să vă spună. În tot cazul, mare atenție, pe 8, dar și pe 9, la starea de sănătate. Iar, ca și zi de sâmbătă, aș vrea să vă vă gândiți, ce vă face bine și să vă dați voie la relaxarea asta totală dacă s-ar putea. Să și lăsați lucrurile în trecut, să vă și destindeți, să vă și încărcați bateriile cu energie pozitivă și să vă și schimbați această chimie sau eu știu, poate să beți foarte multă apă pentru sistemul limfatic, vedeți voi la fiecare despre ce este vorba iar pe uh, 10 deja luna se pregătește să intre în zodia săgetătorului. Doar de dimineață nu stați foarte bine și s-ar putea să fiți destul de activi, dar nu treziți pe vibrație foarte bună uh, sau, cum zicem noi, treziți cu fața la ceașaf, deși chiar și așa aveți un ajutor, o o demnitate a voastră care nu vă lasă să cădeți în problemele respective, dar care vă muncesc iată, destul de tare de la interior. Așa, ca să nu vă lasă să terminați weekendul liniștiți sau să vă mai agite un pic înainte să vă liniștiți. Apoi, ia să vedem ce face capricornul. Asta se pare că nu avem a... Zile ma o săptămână magică pentru niciuna dintre zodii, cel puțin până la momentul ăsta. E bine, dragi Capricorn, se pare că săptămâna voastră e mai bună decât altora, dar hai să vedem. 4 iulie, o zi în care trebuie să vă uitați sus de tot, să ridicați standardele, să vă gândiți la tot ceea ce e mai bun, mai important. Uh, și pentru unii dintre voi, deschideri pe relația cu străinătatea foarte interesante. Uh, 5 iulie succesul își pune cuvântul, dar pentru asta trebuie să trageți tare, tare, tare. Aveți foarte multe daruri spirituale la moment, vă puteți pune în practică foarte multe lucruri, dar și solicitarea voastră este foarte mare, dar aveți și nevoie să reparați ceva foarte important pentru a putea evolua. Astfel că aveți o probă de evoluție, iată, deja în după-amiaza zilei de 5 iulie să reparați ceva care practic e ca un concurs de împrejurări în care reușind să reparați ceva exact și evoluați. Să mai beau niște apă un pic. Apoi, tot pe 5, Marte va intra în zodia Taurului, ceea ce pentru voi va însemna o perioadă interesantă. Pe de-o parte, dacă vă gândiți la vacanță, iată, e vremea vacanței. Dacă nu vă gândiți la vacanță, atunci trebuie să vă faceți niște rezervări pentru mai târziu. Și pentru alții dintre voi, va însemna, în funcție de harta natală și de ascendent, prieteni noi. Dragoste importantă, sarcină, copil bani câștigați din riscuri, foarte multe realizări importante de ordin financiar și foarte mulți prieteni noi cu bani. Sau prietenii voștri se îmbogățesc sau, eu știu, intrați într-un cerc interesant de prieteni sau vă duceți într-un loc foarte luxos, foarte multe aspecte și foarte interesante toate. Și nici nu se termină repede, deja de pe 5 încolo, o lună, o lună și ceva, tot să vă puneți în practică aspectul lui Marte taur, pentru că el severa pusă în practică de voi. Apoi, tot pe 5 va intra Mercur în rac, iar pentru voi acest aspect va spune felul următor. O lună de zile de pe 5 încolo trebuie să vorbiți foarte mult despre emoțiile voastre și trebuie să vă deschideți foarte mult emoțional în relația de cuplu. Iar pentru o parte dintre cei care sunt singuri va însemna un aspect foarte benefic din punct de vedere relațional. 6 iulie este o zi interesantă în care trebuie să evoluați, trebuie să urcați pe treptele evoluției, cât mai multe trepte dacă se poate. Deja din după amiaza zilei de 6 și pe 7, multă muncă, așa cum vă place vouă, sunteți foarte solicitați, iar lucrul ăsta vă convine așa ca, pe, ca mănușa, să zicem. Apoi, tot pe șapte vreau să aveți în vedere, nu riscați sau nu riscați mult. Evitați jocurile de noroc, evitați chestii de genul ăsta care vă pot ispiti. Atenție și la prietenii înșelători, atenție și la situații înșelătoare. Apoi, pe opt, foarte interesantă e cazii pentru că vă pune să vă gândiți la viitor. Ce vreți în viitor? Cu cine, ce, care, cum, unde, în ce culori, în ce forme, în ce vibrații, în ce forme geometrice. Tot viitorul vostru tradus într-o senzație, într-o emoție, într-o trăire. Și vă recomand să vă puneți, să faceți lista de dorințe pentru, eu știu, un an de zile sau poate chiar mai mult de un an dar și să vă înconjurați de prietenii pe care vi doriți să-i aveți cu lângă voi în viitor. Apoi pe nouă, mare atenție mare că sunt niște lucruri pe care nu le-ați văzut, nu le-ați înțeles, nu le-ați conștientizat sau sunt niște situații unde mai aveți de creat trebuie să creați ceva, să creați mai mult sau mai bine sau să o luați de la zero undeva unde ați creat insuficient sau undeva unde trebuia să creați și n-ați făcut-o. Iar pe 10, foarte mare atenție, ca într-o zi de duminică, bine ar fi să vă odihniți pentru că se pare că bateriile voastre sunt cam descărcate și aveți nevoie să le încărcați. Um, mai ales dacă trebuie să vă treziți dimineața de vreme, duminică, să faceți ceva. Acel lucru pe care trebuie să-l faceți dimineața de vreme nu cred că v-a mulțumit și nu cred că v-a fost pe sufletul vostru și mai tare v-ați obosit, motiv pentru care duminică 10 iulie vă recomand uh, să fiți zen, să dormiți până mai târziu, să vă culcați la prânz, să mâncați lejer, să vă menajați într-un cuvânt. Iată-ne și la vărsători. Ei bine, dragii mei, vărsători sau zodie sau ascendent, și pentru voi săptămâna e mai frumoasă decât pentru alții. Deși, na, intrarea lui Marte în Taur nu e poate cel mai pozitiv lucru pentru voi, pentru că vă aduce tot felul de lecții. Avem 4 iulie pentru vărsători, este o zi cu... Um, parfum spiritual, ca să nu-i zic altfel, dați-vă voie să vedeți lucrurile din perspectiva spiritului vostru. Uitați-vă la lucruri și la viața voastră prin ochii spiritului vostru. Apoi, pe 5 iulie, multe aspecte. În primul rând, vedeți la un autosabotaj sau la un sabotor interior care vă cam consumă tare. Apoi, atenție la furie, care poate să fie și ea activată de acest sabotor interior. Apoi, atenție un pic, nu vă predispuneți la probleme, pentru că din furie plus diverse alte situații s-ar putea să vă să cădeți într-o capcană, să nu zic altfel. Apoi, pe 5 va intra Mercur în Rac și tot pe 5 va intra Marte în Taur. E bine, intrarea lui Martin Taur va însemna pentru voi o încărcătură destul de mare din trecutul vostru, lucruri încă nerezolvate și acțiuni care sunt încărcate cu o energie foarte mare sau foarte multă din trecut. De aceea vreau să fiți foarte atenți la acest subiect al trecutului și la tot ceea ce vă obosește în trecutul vostru, pentru că s-ar putea să fie nevoie să vindecați sau să vă vindecați de aceste bagaje ale trecutului. În altă ordine de idei, din 5 încolo, pe o lună de zile și mai ales pe 7, veți înțelege cam cât de mult are nevoie de voi familia, cam cât de multă nevoie aveți voi de familie veți începe să dăruiți mai multă energie familiei voastre și să vă implicați mult mai tare în tot ceea ce ține de casa voastră, energia casei, familia, energia ca, uh, și energia familiei, uh, ambianța de acasă, bunurile de acasă, frumusețea casei, foarte multe lucruri în acest sens. Pe de altă parte, intrarea lui Mercur în rac va avea și ea un efect măricel în viața voastră, uh, anume Odată pe uh, zona de muncă, și odată pe zona de sănătate. Veți înțelege lucruri noi, vă veți ocupa de proiecte noi. Și totodată aveți de discutat foarte multe lucruri cu unii dintre colegii voștri. O lună de zile de aici încolo, sau după caz, aveți de discutat despre sănătatea voastră uh, cu ceilalți. Apoi, pe 6, o zi interesantă în care ar trebui să plecați la un drum. Sau, dacă nu plecați, să vă luați un bilet undeva. Pe 7, Martelă la Rac zice el ceva, în taur, pardon, zice ceva și anume zice atenție la o lecție dinspre trecut sau dinspre, nu știu, cineva din familie sau cineva care poate. Să îi se întoarcă o problemă din, din trecut. Apoi, pe 8, o zi interesantă din punct de vedere carieră, profesie și imaginea voastră. Puteți crește în, 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 în popularitate, puteți crește ca imagine, dați foarte bine oriunde mergeți, sunteți foarte bine văzuți, foarte plăcuți pe unde ați. Aveți de călătorit și implicit în zona profesională dați foarte mult și aveți de câștigat. Pe nou, în schimb, aveți de consum, nu neapărat uh, fără popularitate, dar este mult mai mult consum, trebuie să aduceți la zi niște lucruri nefăcute în trecut. Deci nu-i neapărat zi de distracție și de weekend, cât este zi de consum și muncă. Iar pe 10, gata, puteți să lăsați munca deoparte și puteți să fiți rebel, autentic, plin de viață și așa cum vreți voi, pentru că este ziua voastră. Chiar dacă nu are vibrația voastră, este pe aproape, sunteți pe acolo. Faceți ce vreți voi, fiți cum vreți voi și bucurați-vă de ce vreți voi. Atenție, însă, de dimineață, de vreme, nu este o vibrație drăguță și trebuie să vă uh, puneți în valoare mai. Uh, mai pe după amiază, așa, lăsați să treacă dimineața, adormiți până mai târziu. Ei deci și-am ajuns și la ai mei pești, dragi frumoși și scumpi. Și iată, pentru ei este magic. Este magic, magic, săptămână magică, dragii mei. Ascendent sau Zodie Pești, fiți foarte, foarte uh, atenți la magia acestei săptămâni pentru voi. Și avem, 4 iulie o zi interesantă în cuplu, trebuie să fiți foarte deschiși la relația voastră și să vă vedeți cât mai bine de partener, parteneră și de proiectele în doi. 5 în schimb, s-ar putea să se lase cu certuri în cuplu sau cu nervi sau cu un partener, o parteneră nervoasă, agitată, uite așa să fiți super obosiți de nu știu ce situație sau furioși sau enervați. Hmm. Asta e, nu vă dați uh, uh, cu capul de zid, ci încercați să rezolvați atâta cât depinde de voi, fiți de ajutor persoane iubite și va fi și ea de ajutor vouă. În egală măsură, pe 5 va intra Marte în Taur. Ce înseamnă asta pentru voi? Foarte multe drumuri, schimbare de mașină, făcut de acte, rezolvat de situații, terminat de documente, semnat documente început de cursuri pentru unii dintre voi, termina de examene, început de examene. Mă rog, o foarte mare și schimbată dinamica a vieții voastre de aici încolo pentru o lună de zile. În altă ordine de idei, începe o perioadă extrem de valoroasă pentru uh, proiectele pe transport, de exemplu, sau pentru proiectele financiare, uh, vânzări, uh, branding, rebranding în business-ul vostru. O dinamică bună, pozitivă, frumoasă, excepțională pentru cei hotărâți să facă lucruri mari mărețe și pentru cei care știu să fie cu picioarele pe pământ. Apoi, tot de pe 5 încolo, intrarea lui Mercur în zodia racului vă va influența într-un mod foarte benefic pentru că va aduce un plus de destindere, dar pe de altă parte, vedeți să nu fiți cumva cam distrați. Ori vă duceți la distracție, ori stați cu mintea la distracție. Încercați să vă relaxați mai mult ca să nu aveți mintea împrăștiată până la vacanță, pentru că, iată, odată cu intrarea lui Mercur în rac, lucrurile așa vă poartă cu gândul la mare, la vacanță, la copii, la veselie, la prieteni, la tot ce e mai frumos și s-ar putea să nu vă vedeți de eu știu, de restul săptămânii sau de restul timpului până la vacanță pentru cei care v-ați luat vacanță în august. Apoi, pe 6, e interesantă zi, dar cu mici neplăceri, nu vă lăsați influențați, ci gândiți-vă la tot ce este mai spiritual în viața voastră. Trebuie să puneți în practică vindecarea spiritului vostru. Sau să-l vindecați voi, sau să-i dați ocazia să se vindece, sau să faceți o practică spirituală. Apoi, pe șapte, într-o oarecare măsură, atenție la o anxietate și într-o altă măsură, atenție la ceva fals. O discuție falsă, o situație falsă, un drum pe care îl faceți degeaba. Nu știu, o discuție degeaba, o idee pe degeaba, ceva ce este fals. Mm -hmm. Nu vă lăsați nici măcar pe frici false. Apoi, deja pe 8 vă pregătiți ușor- ușor de drum. Dacă v-ați rezervat vacanță, iată, deja de pe 8 încolo, unii dintre voi veți pleca în vacanță. Dacă nu, vă luați bilete de vacanță. În tot cazul, data de 8 este o zi de succes sau o zi de vacanță pentru unii și pentru alții. Ce m-ar interesa pe optiul e să realizați lucruri mari. Să vedeți mare, să generalizați, să vă deschideți către ceea ce este general valabil. Să fiți cât se poate de deschiși către. Știu, lucrurile mărețe. Apoi pe nou asumați-vă greșelile. Toți avem, iată, pe nou ceva de învățat. Din punctul vostru de vedere este o greșeală, o vinovăție care nu vă lasă să avansați, nu vă lasă să evoluați. Iar pe 10, o zi de mare și importantă evoluție pentru voi și pentru această existență a voastră, o zi cu probe, dar și cu trepte de evoluție în care veți reuși să ajungeți acolo unde vreți voi. Dar atenție că în aceste probe se pare că lucrurile sunt cam încălcite și că um, apare problema, dar după ce o rezolvați pe asta mai apare una și mai apare una și încă una și parcă așa nu se mai termină, așa de dimineață cu noaptea în cap, una după alta, iată aceste probleme mai mici, mai mari. Dar de fapt, de fapt, este o zi de evoluție foarte concentrată și care vă poate ajuta să creșteți foarte mult așa dintr-o dată, să reușiți să răzbateți de o situație foarte greoaie. Și cu doamne ajută să-și depășiți, să-mi dați și mie feedback-ul cât de grea a fost dimineața și cât de multe ați avut de tras, dar și cât de multe satisfacții ați avut după aceea, da? Ei și cam ăsta a fost horoscopul pe această săptămână. În concluzie și așadar, 4-10 iulie, o săptămână interesantă, o săptămână cu multe emoții, cu multe trăiri, dar și cu multe schimbări. O săptămână în care trebuie să ne apucăm de um, pământare, să fim mai concreți, mai coerenți, o săptămână în care trebuie să vorbim despre ce simțim uh, și o săptămână care deschide, iată, pentru aceste uh, uh, noi proiecte, noi uh, moduri de a uh, vedea, trăi viața. Uh, și totodată o săptămână cu energii foarte, foarte, foarte uh, importante. Încă o dată vă zic, bucurați-vă, este o săptămână interesantă, uh, dar pe măsură ce vom înainta către 31 iulie, lucrurile se vor schimba și nu neapărat în mod foarte plăcut. De aceea vă zic, iată, astăzi, deja... <gură> Deja astăzi 2 iulie, eu vă zic că 31 iulie trebuie să aveți grijă cu el, 29 iulie trebuie să aveți grijă cu el, v-am mai și zis în începutul anului, dar vă mai repet așa ca să vă țin treci, să nu dormiți în papuci. Și totodată nu vreau să faceți riscuri financiare mari după 7 iulie încolo. O perioadă, o să vă zic eu când se termină perioada, dacă vreți să riscați ceva, faceți chestia asta, dar nu pe, eu știu, sume foarte mărețe. Ei, și cam asta ar fi. Dragii mei, pește, atenție, încă mai aveți toxine de vindecat, încă mai sunt lucruri care vă, cu care vă confruntați. Dragii mei vărsători, foarte bine, foarte bine. Dragii mei capricorni, fiți atenți ce vrea sufletul, spiritul vostru și care este construcția voastră spirituală. Săgetătorii mei dragi, fiți foarte deschiși către lucruri care vă aduc mai multă onoare. Dragii mei scorpioni, așa cum v-am zis de multe ori, sunteți cruzi și mai mult decât în alte perioade acum, fiți mai cu băgare de seamă. La fel și voi, dragile mele fecioare, aveți niște energii crude care vi se întorc împotrivă într-un fel sau altul, balanțelor, atenție la exces, leilor, bucurați-vă din plin, uh, racilor, țineți-vă bine, mai rezistați încă pe poziție, până la final de an, luna neagră este în zodia voastră și asta e, trebuie să-i faceți față, toți o avem uh, la timpul nostru să ne, să ne cunoaștem mai bine și să ne ocupăm de noi mai tare. Gemeni, faceți bani și vedeți ce faceți și voi cu o stare de cruzime sau de răutate. Tauri, multe să întrevăd pentru voi de aici încolo, dar atenție și voi să nu deveniți mai răi și berbeci. Ați scăpat de probleme, bucurați-vă o perioadă bunicică de timp, chiar dacă luna neagră în rac vă dă bătăi de cap încă până la final de an, dar față de ce ați trecut în ultimii 2-3 ani până cel puțin în 29 iulie. Bucurați-vă bine, bine de ceea ce vă aduc astrele și Jupiter în special. Și acestea fiind zise, vă îmbrățișez tare tare, aștept feedback-urile voastre, dacă v-a plăcut, lăsați-mi comentarii, dacă știți prieteni care vor și au nevoie să asculte câte ceva din recomandările mele, dați mai departe horoscopul și pentru că ați rămas cu mine până la final. Vă mulțumesc mult, mult, mult și ne vedem sâmbătă viitoare, să vedem pe 9 iulie, să vedem ce ne aduce săptămâna ce urmează și dacă se mai schimbă ceva la aspectele astea mari și importante de vă ziceam acum la final. Hai, vă pup, vă mulțumesc mult, mult, mult și să aveți o săptămână frumoasă și până una alta un weekend interesant. Pupici!